venit echipa de la Home Maintenance. S-au apucat de montaj, avem toate sculele aici. Se fac traseele întâi, se pun stegulețe pentru a marca zona unde o să fie puse aspersoarele. Haideți că vă arăt. S-a pus un aspersor, s-a pus un steguleț, aici încă unul, deci totul lucrat profesionist. Încă un steguleț, pe zona aceasta încă un steguleț. Ședința de lucru. Și așa mai departe. Sistemul va avea 6 aspersoare cu 2 spray, 2 electrovane și un controller pentru a programa cum să pornească aspersoarele și în ce zonă. Plus un senzor de ploaie pe care o să-l montăm și o să vă arătăm imediat. Băieții deja s-au apucat de treabă. Au început să-mi devasteze curtea. Dar mi-o devastează pentru a ieși ceva super profi. Montăm senzorul de ploaie. Și programatorul cu echipa de la Home Maintenance. Trecem la montajul senzorului de ploaie și cu controllerul. Facem legăturile la controller. Legături care o să ducă la senzorul de ploaie, la legăturile de la curentul, de la rețea, da, și de la electrovană. Aici e senzorul de ploaie. Acum legăm senzorul de ploaie. Și aici sunt cablajele pentru electrovanele care vor comanda următoarele circuite de apă. Aici cu Constantin de la Home Maintenance. Salutare. Și facem aici tot traseul, după cum vedeți am săpat toată curtea, tot gazonul. Stricăm tot, dar la urmă o să iasă o treabă excelentă. În sensul că o să băgăm tot sistemul de aspersoare de la Rainboard cu controllerul pe care l-ați văzut și în clipurile anterioare. Stați aproape și o să vă arăt tot sistemul cum este montat și cum va fi și cum va arăta la sfârșit. Dezastru. Plus că am ajutor special aici. Vă place mă cum lucrăm? 20 de lei la oră, dar merg. 20 de lei, atât am luat. Ieftin, da. Dar face treabă bună, se pricepe. Dacă pe TikTok. Ia uitați ce s-a întâmplat aici. Dezastru, frate. Dar la sfârșit o să iasă o treabă super, pentru că o să-mi pun aspersoare îngropate de la Rainboard cu echipa celor de la Home Maintenance. Aici în acest loc o să fie montată cutiuța pentru electrovane, deja s-au făcut legăturile. O să pornească un sistem în partea aceasta, pentru că o să fie cu 2 zone și un sistem în partea aceasta. Aici o să punem celelalte aspersoare, cele 2 spray, facem legăturile aici cu echipa de la Home Maintenance. Treburi profesioniste, deci noi nu lucrăm așa cu treburi nașpa, facem treaba ca la carte. Am dat foc la grătar. Am adus și ajutor. Aici mai punem un aspersor pe mijloc. Unul din cele 3 care vin pe această zonă. Am folosit 2 spray cu diuză rotativă, nu? Da. Totul profesionist. Ca la carte. Și la urmă o să vedeți că aceste șanțuri nu o să mai fie cum arată acum. Aici mai facem legăturile pentru încă un spray care se duce în zona aceasta. Cum v-am spus, mai avem unul în colțul acela și unul în colțul acesta. E o zonă de irigat mai mică și am folosit 2 spray. Cu diuză rotativă. Deci am pus un cot din țeava care pleacă din electrovană și este a doua zonă de udare. Și acolo îi punem un spray pentru că avem o zonă de udat foarte mică aici. Treburi calculate cu precizii de echipa Home Maintenance. Oameni specialiști, deci tricoul nu lipsește, ca să vă dați seama cine vine și profesionist are tricou. Partea aceasta întindem cealaltă bucată de țeavă pentru cealaltă zonă de udare și o să vină un aspersor aici, unul pe mijloc și una în partea cealaltă. O să fie 2 zone. Treabă făcută super profesionistă de cei de la Home Maintenance. Treburi bune, sub asistența celui mai nou profesionist din această echipă, Adrian. Și dați-i follow acolo și pe contul lui, cum te numești?
Chiria Costine. Unu-i Adrian. Dați follow acolo. Dați follow la unul. Au aproape 12 urmăritări. 12 pentru acest, 10, pentru acest clip o să primești 100 de follow-uri de la mine de pe cont. Să faceți treburi ca la carte, apelați la echipa Home Maintenance. E tot. Distrus tot, frate. E distrus tot. Cât am muncit eu la gazonul ăsta să-l fac, să-i dau îngrășământ. Dar după ce o să am acest sistem îngropat, o să fie mai verde ca peste tot. Nici Dănuț Pârvu nu are așa gazon. Era groapa aici, nu? Șanț pentru acest aspersor. Unde-i groapa? Unde-i șanțul? Ia uitați cum se montează înapoi. Treburi profesioniști dacă vreți să nu rămâneți cu șanțurile în casă, în curte. Fără șanțuri. Aici încă nu este terminat, nu vă uitați și nu comentați aiurea, vă rog frumos. Fiți calm pe clipul acesta pentru că vă învăț ceva frumos. Plus că vă dau contactul la cei de la Home Maintenance să vă fac o treabă ca la carte. Suntem aici cu Iulian care face legăturile la Electrovane. Să faci treburi bune acolo, sunt ison. Ok. E și drumul scurt. Avem două Electrovane care pleacă pe această zonă una și pe această zonă a doua, pentru că avem două sisteme de aspersoare care se aude pe două aici zone. Aici avem ochiul din cer, da? Ochiul din cer o să facă filmarea la tot proiectul și o să-l urc și pe YouTube, pe canalul meu de YouTube. Așa că dați-mi follow și pe YouTube și o să vă arăt exact tot sistemul de irigații de la Rainboard împreună cu echipa celor de la Home Maintenance. Acesta este dansul pentru a acoperi bucățile de pământ scoase și să acoperim țeava. Numai prin acest stil de dans putem să facem treaba profesionistă cap-coadă. Aici trecem la instalarea aspersorului pentru zona de lângă gard. Punem acest aspersor cu un debit mai mare, la 5000, deoarece celălalt aspersor, adică să nu avem surprize, am pus unul mai mare să fie treaba ok. Și o să vină 3 aspersoare pe această zonă, până în capătul gardului. Am mutat și cutiuța pentru electrovane. Le facem legăturile acum la cele două zone. Zona 1 și zona 2, pentru că o să fie două zone de udare. Montăm aici aspersorul din mijloc și vă arăt cap-coadă cum se fac legăturile. Aici avem țeava principală pe care vine apa și o să tragem acel aspersor lângă gărduțul acela din piatră. Se montează o flanșă unde o să vină făcută o gaură în mijloc. Totul cu echipa Home Maintenance. Deci Home Maintenance. O să vă pun aici în link exact brandul firmei unde puteți să faceți comanda pentru montajul aspersoarelor. S-a montat și acest aspersor de 500. Aici din nou jocul gleznelor pentru acoperirea găurilor și șanțurilor. Continuăm pe acest traseu. Totul ca la carte. Aici mai montăm un aspersor și mergem pe traseul țevii unde mai avem încă un aspersor pentru această zonă. Aici am montat cutiuța pentru electrovane, a fost montat un pic mai sus pentru a nu intra apa direct în cutia de în camereta cu electrovanele. Oricum o să se adune apa acolo pentru că sunt... Aici va veni montat un rotor și automat. Atunci când își va face... Treaba o să aude acolo. Corect, corect. Da, dar nu afectează cu nimic pentru că sunt rezistente la apă, pentru acest lucru sunt și făcute. Corect. Super tare, echipa Home Maintenance. Dăm gaura. Nu dăm gaura, strângem flanșa.
dăm gaura în țeavă. Punem acel cot și de pe acel cot pleacă încă o bucată de țeavă care leagă aspersorul în partea cealaltă. Țeava swing. Nu? Pe țeava swing. Prindem țeava. O tăiem exact pe zona în care va fi pusă. Super. Se montează aspersorul. Noroc că e terenul moale, încât se lucrează ușor. Mai facem un pic de loc acolo să încapă aspersorul bine. S-a montat aspersorul. Îl punem la nivel și gata. Se pune înapoi bucățile de pământ cu gazon. Toată treaba profesional făcută cu cei de la Home Maintenance. Super, super profesioniști. Îmi place chiar foarte mult ce lucruri au făcut aici pe terenul de la Casa Coresi. Aici în colțul grădinii, în colțul gazonului, mai montăm încă un aspersor, tot de 500. Se fac legăturile imediat. Aici scupăm și partea cealaltă. Cu legăturile direct la electrovană. Terminăm de făcut și aceste legături. Țeava care vine de la puț. Home Maintenance. Aici de-am ascupat deja. Așezăm frumos gazonul pe lângă cuțiuța cu electrovana. Facem totul corect, frumos. Avem astupată toată zona. Șanțurile au dispărut. Încă nu s-a terminat toată zona pentru că o să fie modelate încă o dată. Tot ce a fost șanț nu mai e. Aspersoarele abia se văd. Unul avem aici, unul acolo. Toată zona acoperită frumos. Treabă de 3 ore maxim. Băgat în priză, s-a aprins și controllerul. Este pus în funcțiune și o să facem probă la aspersoare. La urmă se face curățenie, nu se lasă nimic murdar în urmă. Totul să fie ca înainte. Punem înapoi bucățile de gazon, chiar și în locurile unde lipsesc. Deci folosim tot. Uităm aici ora, programul, data și timpul. 14. Facem setările la controller. Haideți să întorc camera. Facem setările la controller. Haideți să întorc camera. Fixăm întâi ora ca să putem programa, să facem programele. Exact. Dar înainte de asta îi punem să facem o probă, să vedem cum funcționează. Acum avem timpul de pornire, da? Momentul. O să punem dimineața la 5. 5 jumate, cam așa. Cât este necesar să ude? Pe zone de rotoare undeva la 10 minute pe perioada de vară. 10 minute? Da. De 2 ori pe zi. Și îl punem la 12 noaptea, prima udare. Și a doua udare vom pune la 5:50, ai zis, da? Uh-huh. 5:30. 5:30, scuze. Așa. Runtime. Aici avem pe fiecare zonă câte minute va uda. Și avem zona 1. Și lăsăm 10 minute și vom să explic și de ce. Zona 2, 10 minute. Super tare. Zilele în care va uda, avem
Suntem programați să facem programele. Dar înainte de asta îi punem să facem o probă, să vedem cum funcționează. Acum avem timpul de pornire, da? Momentul. O să punem dimineața la 5? 5 jumate, cam așa. Cât este necesar să ude? Pe zone de rotoare, undeva la 10 minute, pe perioada de vară. Da, 10 minute? Da. De 2 ori pe zi. Și îl punem la 12 noaptea, prima udare. Și a doua udare vom pune la 5.50, ai zis, da? Mm-hmm. 5.30. Deci normal e seasonal adjust, e pe manual cum ar veni, da? Nu, seasonal adjust înseamnă ajustarea sezonieră pe procent. Pe procent de udare. Din udări. 100% înseamnă programul normal. Se poate ajusta cu minus. De exemplu, la 5% înseamnă jumătate din timpul de udare. Bibi, stai puțin. Și dacă îl dăm plus 110-120, înseamnă că îl ajustăm cu 20% peste programul clasic. Foarte sece. Îl lăsăm pe 100%. Butonul de manual. Manual watering, adică udarea manuală manual și pe fiecare unde zonă. Apeși ca să funcționeze. Hai să încercăm pe zona 1. Și e posibil să ne ude. Facem reglajul la aspersoare să ude pe zonele fără presiune pe ele. Fără presiune, da. Să ude exact în zona care trebuie. Să nu ude în gardul. Bă, dar nu pot să-l prind. Nu pot. Mai încerc o dată după aia. Ia uite, chiar reușit. Așa. Ține-l. Uite, apăsa. Nu? Așa. Stai un pic. Ține și eu. E greu? Stai, mă, așa. Gata. Reglează cum vrei. Facem reglajele și vedem cum au pornit, cum pornesc aspersoarele. Facem reglajele și vedem cum pornesc aspersoarele pe zone. Cu echipa Home Maintenance. A pornit primul aspersor. Și al doilea. Și al doilea. Și cel de lângă gard. Super tare. Da. Udăm zona acum, facem probe. Gata, am terminat și treaba, aspersoarele au fost montate, aspersoarele de la Rainboard cu echipa de la Home Maintenance. Haideți toți aici în cadru, unde vă ascundeți. Ați făcut o treabă foarte bună, a ieșit super, super tare, sunt foarte mulțumit. Apelați la echipa Home Maintenance pentru a avea lucruri profesionale. Senzațional, deci totul super profesionist. Totul verde, totul udat cum trebuie, cu aspersoarele de la Rainboard și montate de cei de la Home Maintenance.